Marți, 17 martie, un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost prins în flagrant de jandarmii suceveni în timp ce abuza sexual un copil în vârstă de 15 ani. Jandarmii au surprins mașina bărbatului pe malul râului Suceava, în zona Iulius Mall, iar când s-au apropiat, au observat că întreținea relații sexuale cu un copil. Pedofilul a recunoscut cu seninătate fapta și a șocat pe oamenii legii când le-a povestit că nu era prima dată când făcea acest lucru. Mai mult, le-a povestit că participase la finele săptămânii trecute la orgie cu minori într-un apartament din oraș. Bărbatul, domiciliat în comuna Frumosu, a mai spus că a agățat copilul într-o stație de autobuz din Suceava și a oferit 50 de lei pentru sex. Individul a mai spus că îi pare rău de ceea ce a făcut și că nu și-a dat seama că tânărul este minor. Bărbatul a fost predat de jandarmi la poliția municipiului Suceava pentru continuarea cercetărilor. El a fost reținut în arestul poliției și urmează a fi înaintat instanței cu propunere de arestare preventivă. De ce vă aflați aici? A fost găsit pe malul apei cu un băiat în mașină. Și ce făceați? Un raport sexual. Spuneți-mi, știați că este minor? Nu știam exact vârsta. Spuneți-mi, ați mai făcut lucrul acesta? Am mai făcut o sumă. Pentru ce sumă de bani? 50 de lei. Spuneți-mi, astăzi, i-ați dat banii înainte? Spuneți-mi, cum v-ați întâlnit astăzi cu acest minor? Am vorbit la telefon, l-am luat din stație. De unde? La zi. În Bucovina. Așa. Undeva acolo, în curbă și în stația de autobuz. Și l-am luat în mașină, am venit spre mall, am mers pe malul apei. Spuneți mai departe, vă rog. I-am dat banii. Vă rog, mai departe. Și s-a consumat. Și ați fost prins de? De... O patrulă de jandarmi? Jandarmi. Îl cunoașteți pe minor? Am cunoscut sâmbătă. Și spuneți-mi, pentru ce sumă de bani? Câteva zeci de lei, 50 de lei. Cât? 50 de lei. Mai tare, vă rog. 50 de lei. Deci pentru... și i-ați dat banii? Da. Deci i-ați dat bani pentru lucrul ăsta. Da. Spuneți-mi, ați mai făcut lucrul acesta? Cu acest minor? Nu. Niciodată? Ba. Vă rog să spuneți adevărul. Sâmbătă, da. Sâmbătă. Spuneți. Sâmbătă am făcut. Unde? La cineva acasă. Am înțeles. Am înțeles. Cu mai mulți? Vă rog să-mi spuneți adevărat. Erau niște copii acolo. Da? Copii. Da, fac copii. Dar nu, eu doar cu el am avut treaba. Doar cu el. Domnule, vă întreb, dacă cu copilul dumneavoastră ar face cineva așa, ce spuneți dumneavoastră ca părinte? Nu sunt siroase. Cu siguranță, da? Da. Sigur. Bine, mulțumesc. Ce sumă este aici? 50 de lei. 50. Aceștia sunt banii care i-am găsit eu la copil. Aceștia sunt banii care i-am dat eu lui. Da? Bine, mulțumesc atunci.